lume, sunt Alexandra și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi voi face două anunțuri și anume voi anunța giveaway-ul lunii octombrie și eu voi spune câștigătorii provocării de mai departe. Voi începe cu giveaway-ul și vreau să vă dăruiesc cartea Ruminul Difum scrisă de Philip Pullman, primul volum din seria Sally Lockhart, o carte de la editura Rao care are 210 pagini. Condițiile concursului sunt să dați like la acest videoclip, să fiți abonați la canalul meu și să dați like paginii mele de Facebook, condițiile care sunt la orice giveaway de pe canalul meu. Și vreau să vă spun că Drag de Citit nu a acceptat cartea, adică nu a avut-o, și anume cartea La răscruce de dresul de Louis Renison. O să vă povestesc deloc despre ea, doar ce vom mai povesti de multe ori pe canalul meu și luna aceasta vă extrage câștigătorii și pentru un câștigător și pentru ea. Acum să trecem la provocare și anume la de mai departe. Au participat 4 persoane. Mi-au plăcut toate faptele bune pe care le-ați făcut voi și așa că n-am putut rezista și o să vă dăruiesc la fiecare câte o carte, adică 4 cărți în total, și nu m-am putut ține de cuvânt să dăruiesc 3. Vreau să o felicit pe Zena, de pe canal și pe Zena, pentru fapta ei bună. Felicitări ție, îți voi dărui cartea În țara lui Dumnezeu de Tatiana Niculescu Bran, carte de la Polyrom scrisă de o autoare româncă, o am și o în bibliotecă și probabil dacă vrei o să citim în același timp. După a doua câștigătoare, pot să spun, este Raluca de pe canalul Biblioteca Ralucăi. Te felicit, Raluca, îmi place foarte mult visul tău și m-am hotărât ție să-ți dăruiesc cartea Nevasta, fetele și eu de Vincent Gracie, o carte din colecția Umor de la editura Minerva. Sper să-ți placă ție această carte. După, vreau să-l felicit pe Mii de Cărți, magia cărților, cred că așa se numește canalul tău, sper să nu greșesc. Ție îți voi dărui Cartea Junglei de Rudyard Kipling, cred că așa se pronunță numele autorului. Este un clasic din colecția Piccolino, are 244 de pagini și sper să-ți placă. Iar ultima câștigătoare este Bianca Popa. Mi-a plăcut foarte mult ce ai făcut și numai că ai participat la acea campanie Shoebox la anul acesta de Crăciun. Voi participa și eu cu siguranță. Ce îți voi dărui cartea și pe mei vorbesc în englezește de Stephen Kilman, o carte de la Pandora M și ție sper să-ți placă aceasta. Acestea sunt cărțile pentru giveaway, iar acestea sunt cărțile primite. Vă rog, te rog Raluca, te rog Mii de Cărți Magia Cărților, te rog Zena și te rog Bianca să vă contactați pe Facebook sau pe Instagram sau pe Gmail, dar și o să vă dăruiesc aceste cărți și să-mi dați și adresa voastră. Și acesta a fost videoclipul de astăzi și dacă v-a plăcut, uitați să dați un like și să vă abonați. La revedere!